Gigi Mulțescu, fost jucător al formației Dinamo, actualmente antrenor la CS Universitatea Craiova, consideră specială disputa dintre cele două formații. El regretă că partida nu se poate desfășura pe Extensive Park. Conducerea clubului oltean nu a reușit să găsească soluții în ceea ce privește aducerea nocturnei mobile în bănie. Vrem să câștigăm fiecare joc. E clar. Dacă vrem să câștigăm fiecare joc, e, pe ăsta vrem să câștigăm, pentru că vrem să câștigăm fiecare joc și mai mult decât atât. Adică este un joc al orgoliilor, este un joc foarte important și pentru configurația clasamentului. Sunt niște ambiții, este o rivalitate între cele două echipe, rivalitate sportivă și poate și nu numai. Antrenorul Craiovei a vorbit și despre titlu, pe care la ora actuală îl consideră un vis frumos. Vreau să câștig toate meciurile, mai ales că acum am o experiență nouă și foarte frumoasă și vreau să o duc până la capăt cu bine, adică să facem rezultate și să fie urmarea firească a unui joc bun, spectaculos. CSU Dinamo se va juca luni de la ora 20:30 pe stadionul din Severin. În acest moment, craiovenii se află pe locul 2, la 6 puncte în urma Stelei.